Salutare tuturor! Astăzi o să ne pregătim împreună și o să facem un machiaj de toamnă. M-am uitat eu așa prin sertarele mele cu produse noi și vechi în același timp, pentru că o să folosesc și produse pe care le am de ceva timp, dar poate pe unele nu vi le-am arătat în tutoriale sau poate nu le-am mai folosit de ceva vreme. Dar să zicem, vedeta acestui clip sunt aceste două paletuțe de la Zoeva, Spice of Life. Mi-a plăcut paleta și m-a inspirat așa în ideea asta de tutorial de toamnă. Avem aici paleta de culori și aici avem paleta de pudre highlighting iluminatoare. Aera, iluminatoare. Avem aici două iluminatoare. Pe acesta cred că o să-l folosesc ca un fel de topper pentru obraj și evident highlighterul obișnuit. Așa că voi folosi și un alt blush. Mi-am luat aici așa toate produsele de care am nevoie. O să îmi prind părul și putem să ne apucăm de treabă. Așa zic eu. Bun, înainte de a mă apuca de make-up, o să folosesc Primer Water de la Smashbox. Este Photo Finish Primer Water. Este practic o apă care îți pregătește tenul pentru aplicarea machiajului. Să vedem aici ce și cum. Așteptăm să se usuce și să intre bine în piele, pentru că apoi vom mai folosi un primer. Dar înainte de a mai folosi un primer, îmi doresc să-mi aplic un balsam de buze, că le simt puțin uscate. Să-l folosesc pe acesta de la Oriflame, pe care nu l-am mai folosit de ceva vreme, dar știu că îmi plăcea mult de tot. Grasea struguri. Așa. Mult mai bine. Acum că s-a uscat primer water-ul, vom folosi acest primer de la Tarte. Este Timeless Smoothing Primer. Și voi lua pur și simplu cu degetul și îl aplic pe zonele unde am pori mari și îmi doresc ca porii să fie mici, 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 mici de tot. Știu că produsele Tarte nu se găsesc la noi, dar le puteți comanda online. Și acest primer chiar vi-l recomand. Adică porii sunt foarte mici după ce aplici acest primer. Fondul de ten se așează super, super bine peste el. Și miroase și plăcut. Bun, este timpul să aplicăm fond de ten. O să încerc și un fond de ten nou pe care nu l-am mai încercat până acum. Este Fluid Foundation de la Melchior. Este nuanța medium beige și ar trebui să fie un fond de ten fluid 2-in-1 care să dea și o acoperire medie. Eu, sincer, sper să aibă acoperirea potrivită pentru mine și să nu cumva să mă întind și după altceva. Ia să vedem. Acoperire ok. Cu siguranță voi mai folosi și puțin corector în anumite zone. Dar în principiu acoperirea este bună. Dacă observați chestia aici, am o bubiță mai nasoală acolo. V-am povestit eu pe vlog. E ok, am voie să o machiez. Deja este pe trecute, deci nu sunt probleme din punctul ăsta de vedere. Vă dați seama că nu o să pot să o acopăr având coaja, nu o să pot să o acopăr cum trebuie, dar măcar mai estompăm din roșața respectivă. Și ce să zic de fondul ăsta de ten? Arată natural așa, dar nu știu dacă mă încântă cum se așează pe ten. Am să-l mai las să își facă treaba și vedem cum reacționează. Nu uitați de gât. Culoarea este foarte bună. Foarte, foarte bună. O să vedem cum se așează. Bun. Până atunci am să folosesc corector și am să folosesc acest corector de la Catrice Liquid Camouflage pe care l-am descoperit recent și îl tot testez în diverse situații și cu diferite fonduri de ten, că vreau să văd cum își face treaba.
Dar până acum îmi place așa. Ce o să fac? O să fie să pun foarte, foarte puțin în jur acolo. Puțin tel. Pentru că fiind mai deschis, va mai deschide așa un pic zona. Fiind o zonă un pic închisă. Mai am și aici un pic. O să pun și pe centrul nasului. Pe bărbie. Bun, iar deasupra voi folosi Radiance Reveal de la Bourjois, dar voi aplica strict în zona asta, unde am nevoie de luminozitate. Săptămâna trecută nu a fost una senzațională din punct de vedere al somnului și atunci am nevoie de luminozitate aici. Bam, 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 bam. Bun, voi lua baking powder de la Kim Kardashian West și o voi aplica sub ochi. Între timp voi lua o pensulă de pudră și pudra Prime Me de la Pupa, care îmi place tot mai mult în ultima perioadă. Am avut o perioadă în care nu prea am mai folosit-o, dar nu aplic peste tot, ci doar pe centrul feței. O să vă arăt imediat de ce. Și la fel o aplic și pe pleoape. Ah, fii rar. S-a adunat corectorul. Ideea este că acum vom contura fața folosind matchstick-ul Mocha de la Fenty Beauty. Și de asta nu am pudrat toată fața, pentru că vreau să las zona asta, unde am de gând să conturez, liberă. Și vom lua burețelul, care are deja puțin fondetent pe el, și ne conturăm fața. Ideea este că trag în sus și nu în jos, pentru că nu vreau să mi se întindă conturul în jos. Vin foarte puțin aici și pe lateralul feței, dacă mai am nevoie, mai pun două liniuțe. Să știți că este un produs puternic, așa că nu aveți nevoie de foarte, foarte mult produs. Bun, am să mai vin și cu două dungulițe pe nas. Așa, și cu partea mai mică am să blendesc totul. Acum o să iau din nou pudră și am să aplic peste tot conturul pe care l-am făcut acum și pot să dau și la o parte pudra de sub ochi. Să facem și repede sprâncenele. Am să folosesc Precisely My Brow Pencil de la Benefit. Leperi în sus. În ultima perioadă îmi plac foarte mult sprâncenele stufoase și care arată stufoase. Așa că asta am să fac. Și repejor deasupra puțin Kimi Brow de la Benefit. Le aranjez apoi ușor cu degetul, ca să nu stea chiar prea în sus. Și acum este timpul să ne jucăm cu paletuța Spice of Life. Cu o pensulă de blending o să iau nuanța of the year de aici și o voi aplica în pliu. Și tragem puțin de fard în exterior, așa. Bun. Apoi cu altă pensulă de blending o vom lua nuanța Surprises of Life. Și voi intra tot în pliu, dar strict în pliu cât să îl conturez. Apoi cu o pensulă mai micuță de blending am să iau Variety is Key, care este această nuanță închisă de aici. Și voi intra în colțul exterior și foarte puțin în pliu.
Adică în pliu intru extrem de puțin. Iar apoi, cu pensula de blending de dinainte, voi estompa culoarea și la fel trag spre exterior. Și apoi mai vin și tot așa mai aplic puțină culoare, mai estompez până obțin intensitatea dorită. Dacă e nevoie, iau și o pensulă de blending mai mare. Voi lua puțin din acel primer water și voi uda o pensulă. Și voi lua nuanța... Foarte greu să mă decid ce nuanțe să folosesc pe pleoapă. Dar cred că voi lua nuanța Fortress Moments. De fapt, nu. Voi lua Favorite Discovery. Și voi aplica pe... da. Aia e. O voi aplica pe centrul pleoapei. De fapt, pe toată pleoapa, nu doar pe centru. Și pensula fiind udă, evident, culoarea este mult mai intensă. Ceea ce îmi place. Bun, iar acum voi lua din nou pensula de blending cu Surprise of Life, amestecat cu Off the Ear, nuanțele pe care le-am aplicat în pliu. Și vin să estompez marginile fardului. Se pare că s-a oprit camera în timp ce filmam. Nu știu sigur unde am rămas, dar în principiu acesta este rezultatul. Am luat Surprises of Life și l-am aplicat și pe pleapa inferioară. Și acum estompam cu o pensulă de blending. În caz, v-am zis, nu știu sigur unde s-a oprit camera, dar ideea este că am venit și cu puțin corector și am corectat colțurile ochiului, am aplicat și foarte puțină pudră în așa fel încât corectorul pe care l-am aplicat în zona asta să nu se miște, ca să zic așa. Iar apoi vom veni cu Variety's Key, nuanța aceea închisă, sub ochi. Și din nou, desigur, pensula de blending. Cu degetul voi lua nuanța Fortress Moments și voi aplica fix pe centru aici pentru super luminozitate. Și cam asta ar fi cu paletuța asta. Să trecem la highlighter și voi dori să folosesc un highlighter în colțul intern. Și cred că o să-l folosesc pe acestea, Sweet Relief, tot din gama Spices, pe care cred că îl voi amesteca puțin cu Sinfully Delicious, că mi se pare că ar putea avea succes împreună. Nu neapărat. Acum să trecem înapoi la față. Am să îmi conturez fața și voi folosi Pro Bronze Fusion de la Makeup Forever. Este bronzerul meu preferat și foarte rar se întâmplă să termin un bronzer, sincer. Și îl voi aplica unde am aplicat conturul cremă. Fondul de ten, uitându-mă așa la el, nu pot să zic că este preferatul meu. E ok, dar am fonduri de ten mai bune. Adică, nu știu, cel puțin pentru tenul meu nu se așează cum trebuie, sincer. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu o să fie o zi de make-up senzațională. Bine că nu am mare lucru de făcut. Dar nu. Fondul de ten chiar nu se așează cum trebuie. Pe post de blush o să folosim Sahara de la Sleek, unul dintre preferatele mele. Și o să folosim puțin așa în zona pometelui. Și acum vom veni cu pensula de contur și vom estompa totul foarte bine. Și vin cu pensula de contur. În mod normal aș veni cu pensula de pudră, dar pensula de contur are o nuanță, adică conturul este cumva asemănător așa ca și nuanță și lucrul acesta așa este mai cald, mai bronzy cumva și atunci nu mă deranjează să vin cu pensula de contur. Ce voi mai face va fi să iau puțin din Sinfully Delicious. Wow, puțin. Este foarte pigmentat. Și să aplic fix aici pe pomete,
Este foarte pigmentat. Ok. La fel, am să iau puțin pensula de contur pentru că este mult prea pigmentat. Dă așa un glow interesant. Da, e un glow interesant. Nu pot să zic că nu. Și acum voi folosi Sweet Relief. Acesta, care ar trebui să fie un super highlighter. Ia să vedem. Da, chiar este foarte drăguț. Îmi place. Este auriu. Un highlighter destul de basic așa, dar pentru toamnă și mai ales pentru look-ul acesta cald, să știți că arată foarte bine. Și este foarte glowy. Adică chiar este glowy. Așa, voi aplica puțin și sub sprânceană. Să încercăm să nu deranjăm sprâncenele. Așa. Bun, mi-am dat seama că am uitat să aplic mascara, așa că vom aplica acum mascara. Voi folosi Damn Girl de la Too Faced, care are un aplicator uriaș, dar ne place. Curățați foarte bine pensula. Ceea ce nu fac eu neapărat de obicei, dar astăzi simt să fac, este să aplic și mascara pe genele de jos. Voi lua un șervețel și voi îndepărta un pic balsamul de buze. Și vom aplica acest ruj care este nou și îl folosesc pentru prima dată. Este de la Estee Lauder și este Pure Color Envy Liquid Metallic în nuanța 311 Scream Sexy. Și l-am încercat pe mână și îmi părea că arată absolut genial și vreau să văd cum se comportă pe buze. Deci este rujul perfect pentru acest look și pentru toamnă în general. Wow, și e foarte cremos. Este foarte cremos. Vă zic foarte sincer, mă uimește cât de pigmentat este. Wow! Wow! Îmi place foarte mult rujul. Este extrem de cremos și deși este metalic, nu îl simt cumva uscat sau nu îl simt, nu știu, nu simt particulele acelea de sclipici care, sau de sidef care îl fac să fie atât de metalic. Dar arată senzațional. Bun, să desfacem și părul. Pentru că look-ul nostru este gata. Guys, acesta este look-ul de toamnă realizat cu toate produsele pe care le-ați văzut astăzi. Nu mă încântă fondul de ten, chiar nu mă încântă. Îmi dau seama că pe cameră arată bine, dar în realitate nu arată atât de bine și nu mă încântă. Îmi place foarte mult paletuța, este super drăguță și perfectă pentru toamnă. Rujul este de vis. De vis pentru vremea asta și îmi place foarte mult și cred că o să mă uit și ce alte nuanțe mai au pentru că e foarte mișto, îmi place. Îmi place și este foarte calitativ și chiar îl simt foarte calitativ și cumva hidratant pentru buze și nu este lipicios, adică nu e genul ăla de ruj lichid. Deci este lucios, nu este lipicios. Îmi place foarte mult cât de pigmentat este. Și îmi place look-ul așa cum a ieșit, îmi place, mă simt, simt că sunt în culori de toamnă, ca să zic așa. Sper că v-a plăcut acest clip și că v-au plăcut produsele pe care le-am încercat pentru voi. Vă rog frumos dacă aveți orice fel de întrebare să-mi scrieți în comentarii. Nu uitați desigur să vă abonați și la acest canal și să apăsați pe clopoțel ca să vedeți când mai postez un nou clip de beauty. Aici facem review-uri, vorbim despre produse, testăm, facem lucruri de make-up și altele, mai facem și alt gen de subiecte, dar evident, în mare parte este vorba despre beauty. Bun, nu uitați de asemenea să intrați pe Instagram, pe blog și pe pagina de Facebook și ne vedem data viitoare cu un nou clip. Pa!